Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Dincolo de Sport. Dacă este iunie, este BT Open Trophy. Winners Tennis Club găzduiește și anul acesta futures-ul de $10.000. Turneul de tenis de câmp a început deja și își va închide porțile în weekend. Ce surprize au fost până acum, dar și care sunt noutățile acestei competiții, ne va spune directorul de competiție, Patrick Ciocilă, și nu în ultimul rând, Ovidiu Blac, jurnalist, specialist în tenis de masă și participant ca și jurnalist la turneul de la Roland Garros. După discuția despre tenis, astăzi o poveste este dedicată handbalului. Cum finalul săptămânii trecute ne-a adus o nouă calificare a echipei naționale de handbal feminin a României la campionatul mondial din Danemarca, vă propun să rămânem pe semicerc. Povestea de astăzi are începutul, cuprinsul și încheierea la Tăureni, un sat situat în câmpia Transilvaniei. Acolo, un profesor înzestrat cu pasiune a construit un arsenal, Arsenal Tăureni. Vasile Dobrău, căci despre el este vorba, a reușit o performanță de invidiat. Are în grijă 150 de elevi, dintre care aproape 100 sunt handbaliști. Totul în partea a doua. Patrick și Ovidiu, bună seara! Bună seara! Ei bine, am spus că, Ovidiu, că dacă este iunie, este Banca Transilvania Open Trophy, un turneu deja cunoscut pentru clujeni. Este la a șasea ediție, dacă bine țin minte. Ce noutăți ar fi? Da, putem spune că dacă în primul an, nu știu, șase sau șapte ediții să fi fost, dacă în primul an spuneam cu mândrie că, iată, la Clujul a fost pus pe harta tenisului românesc, putem spune că a fost pus pe harta tenisului european și mondial, pentru că în timp aici la Cluj au venit jucători din aproape toate continentele lumii. Aici au jucat tenismeni care apoi s-au validat în clasamentul ATP, niște nume care îmi vin acum în minte pe repede înainte, ar fi Copil, Marius Copil, ar fi Florin Mergea, care acum 5 ani a câștigat aici turneul de dublu, ca acum să fie locul 15 mondial. Componența Cupei Davis. Componența Cupei Davis, Victor Crivoi, de asemenea prieten cu Patrick și prieten al Clujului deja, care a câștigat și el aici, dar și jucători străini precum Machado sau un francez Burg, sau nu știu exact cum se pronunță, chiar că anul trecut a câștigat acest francez, jucători care apoi sunt în proximitatea locului 200 mondial. În momentul când au venit aici erau 400 sau 400 și ceva. Deci din acest punct de vedere se poate spune că acest turneu desfășurat la Winners Tennis Club a căpătat consistență, este recunoscut și este un reper în lumea tenisului românesc, tenis românesc care așteaptă astfel de desfășurări de evenimente. Patrick Ciocilă, care probabil că în mod normal ar fi pe terenul de tenis la această oră, însă în ediția de anul acesta este într-o altă ipostază, în aceea de director de competiție. Te rog să ne spui ce înseamnă pentru tine această funcție până la urmă. Bine, mă gândesc că multă responsabilitate, dar trebuie să ai grijă ca totul să fie în regulă pentru tenismenii care participă. Da. În primul rând, da, este multă responsabilitate. În fiecare zi trebuie să discut, chiar în fiecare oră trebuie să discut cu arbitra principală, doamna Testiban, despre cum desfășurăm meciurile, cum organizăm terenurile de joc, cum facem programul pe a doua zi, chiar acum vin de la clubul unde am organizat programul pe mâine. Din păcate, ploaia a învins. Poate mai greu pentru că... s-au jucat până la urmă meciuri. S-au jucat trei meciuri. Doar trei meciuri. Poate mai greu va fi programul pentru mâine, unde din nou se anunță ploaie. E ceva diferit pentru mine, n-am mai fost niciodată în fața unei asemenea posturi, dar pentru că am terminat foarte recent examenele și nu am fost destul de pregătit să joc la acest turneu, chiar dacă mi-aș fi dorit foarte mult, am zis că să ajut cu din alt punct de vedere. Și cum ți se pare această funcție, mai grea decât cea de tenismen? E diferită, dar chiar dacă, da, e mai grea, pentru că pe teren faci exact ce știi tu mai bine. Joci singur, aici trebuie să iei niște decizii și să te gândești că în același timp poți influența toți jucătorii, dar în același timp cred că mă va ajuta pe viitor, pentru că te ajută să capezi ceva experiență. Terenurile sunt în regulă, bine, sunt afectate acum de ploaie, mă gândesc, și aceasta este responsabilitatea ta până la urmă, nu? Da, bineînțeles. Deci tot ce ține de programarea meciurilor, de atât, cu atât și relația cu jucătorii, pentru că eu comunic direct cu ei, mulți dintre ei mă cunosc, pentru că mă cunosc, mă sună, îmi dau mesaje, mă roagă să-i programez la anumite ore și încerc să țin cont și de dorințele lor. Ovidiu, un turneu de $10.000, o sumă importantă, spun eu, și asta în condițiile în care chiar povesteam în această dimineață, acum cât 10 ani îmi spuneai că doar Zalăul avea
circuite de acest în plan național. În plan național. Deci Clujul nu avea în plan național. La Cluj că acum... nici nu puteam să discutăm acum 10 ani despre așa ceva. Da, pașii aceștia sunt în primul rând pași importanți făcuți de către federație. Gândiți-vă și gândește-te doar la faptul că un jucător român trebuia să facă sute de kilometri, să rezolve probleme de cazare, să ajungă la turnee de 10.000 de dolari care să reprezintă pentru ei fie o rampă de lansare, fie un mod de a mai acumula puncte, iar acum de când cu aceste circuite futures, care, așa cum le spune și numele, sunt turnee pentru viitor, adică primii pași ai unui tenismen. Așa, explică, mă bucur că explici da. Și pentru telespectatorii care poate nu știu ce da, înseamnă. Da, azi spunea cineva de ce îi spunem future și nu îi spunem românește viitor. Normal că sunt turnee de viitor, dar așa sunt ele categorisite. Parcă futures, sună mai bine future. Următoarele decât... turnee sunt challenger, adică o competiție challenge și după aceea urmează turneele mari ATP. Deci le spune futures, sunt cu premii totale în valoare de 10.000 de dolari, de aici nici nu se poate spune că interesul este neapărat pentru bani al jucătorilor. Nu știu, Patrick, cât câștigă primul, 1.000 de undeva la dolari. 1.000 și ceva de dolari. Totuși mă gândesc că, uite, din aceștia 1.000 de dolari, acest tenismen poate își plătește o taxă la un viitor posibil turneu. Sau... Nu e vorba de taxe, pentru că aceste turnee nu se plătesc taxe, dar e vorba de cheltuielile de sau, zi exact, cu zi. Vorba echipament, de echipament, cazare, avion, drum, dar nu poți să spui că niciun jucător, nu cred personal că niciun jucător nu joacă la turnee de futures pentru bani. El joacă ca să încerce să ajungă la un alt nivel. Este un este o rampă de lansare. De asta și spune futures. Și știm foarte bine că în aceste turnee au participat tenismeni consacrați, i-am pomenit și Ovidiu mai devreme, pe cum Victor Crivoi, pe cum Marius Copil. Da, sunt două categorii de jucători. Cei care sunt avizi să-și facă primul punct sau să adauge puncte la zestrea puțină pe care o, și sunt jucători îndrăgostiți de tenis, care deși, să zicem, au 30 de ani, cum e acum Crăciun aici prezent la Cluj, din dorința de a mai juca, participă la astfel de turnee. De aceea poate și puțin e dificil pentru un jucător tânăr să acceadă, să treacă de aceste turnee, să ajungă în finală și realmente să fie o rampă de lansare, pentru că vin, uite, a venit și un balere din Monaco odată, au ucis aici competiția, jucător de 32 de ani, care cu punctele astea, fără punctele astea, nu face mare lucru. Dar anul ăsta am înțeles de la tine pe mașină vorbind că e un pic altfel. Sunt mult mai mulți români, mult mai mulți tineri. Da, sunt da, am văzut și eu pe s-au schimbat tablouri. Un puțin lucrurile, pentru că în România aveam în ultimii 3, 4, 5 ani foarte mulți jucători veterani care jucau la aceste turnee, mai mult din plăcere, dar erau foarte greu de bătut, inclusiv de mine sau de alți jucători tineri. Da, și tu ai trăit. Și într-un fel ne furau 9 punctele și atunci era foarte greu pentru noi să accedem în fazele finale, iar în ultimul an mai mult, sau cam retras, pentru că ajungi la o vârstă la 34-35 de ani în care chiar nu mai poți fizic și dintre ei doar Dacian Crăciun, care e aici, a mai rămas. În rest, de aceea, poate jucătorii tineri pot să acceadă mai ușor acum și e un lucru foarte bun. A fost ideea ta să schimbați acest sistem? Nu e vorba de schimbare de sistem, e vorba că pur și simplu ei s-au retras. Și ne jucând, da. Noi avem mai mari șanse, tinerii, nu noi neapărat, tinerii au mai mari șanse să ajungă în fazele finale. Ceea ce totuși, primul tău punct ATP a fost la Banca Transilvania Open Trophy, nu? Da, are și o poză, nu? Da, este cu atât mai important pentru tine acest turneu, cu cât... Una dintre cele mai frumoase amintiri, cred că în viața fiecărui jucător, numai în viața mea. Adică primul punct e de acolo a început, nu cred că uită nimeni ziua în care a făcut primul punct. Da, foarte mulți jucători români, așa cum spuneai și tu, un lucru îmbucurător, Ovidiu, nu? Da, sunt 19 jucători români, sunt jucători tineri printre ei sau sunt jucători pe val, cum ar fi Antonescu și Dima, dar despre asta o să las, bineînțeles, să vorbească pe Patrick. El chiar a avut ochi buni alegând unul dintre wildcard-uri, dar o să spună el despre asta. Dar foarte mulți jucători, din 19 jucători, oricum mai face tabloul de 32, vreo 8, 9, 10 tot se califică în turul 2, vreo 4, 5 tot ori prinde sferturile și uite că așa putem să avem poate un finalist sau de ce nu un câștigător român, ceea ce cred că ne-ar bucura cel mai mult. După aceea, vis-a-vis de profilul jucătorilor, sunt într-adevăr jucători de loc 400, dar până la urmă, cum am început să spunem amândoi, punctele acestea, că vin jucători puternici, că vin jucători mai puțin puternici,
sunt importante. Deci tot 18 puncte se dă pentru câștigător, tot 10 se dă pentru finalist, tot 6 se dau pentru cei doi semifinaliști. Deci cred că jucătorii mai slăbuți, să le zic așa, sunt cu atât mai încântați cu cât nu sunt niște killer din aceștia de loc 200. Odată la Cluj a fost jucător de loc 180, cred că atunci când jucai tu, un australian. Exact, da, adevărat. Pentru jucătorii gândesc din perspectiva lor, nu din perspectiva organizatorilor. Și atunci, cu cât e un turneu mai accesibil, cu atât mai bine pentru ei că pot să facă cât mai multe puncte. Și spune-ne un pic și despre chestiunea aceasta cu wildcard-urile. Cum da. Păi, la fiecare turneu Futures, două wildcard-uri sunt rezervate organizatorilor, două sunt din partea federației. Federația le acordă cui crede. Noi am acordat unul lui Ciprian Porumb Junior, care în fiecare an joacă aici și de multe ori o face foarte bine. E important să aibă o șansă să joace aici pe tablou. Și celălalt wildcard l-am ales pentru Dragoș Dima, care m-a sunat și m-a rugat și m-am gândit că e un jucător foarte important, mai ales în ultimul timp, joacă în Cupa Davis, a fost ales, e cel mai pe val jucător român momentan. Până la urmă, și moral merita să exact, fie la merita pe efectiv, el a uitat, el acesta, având niște examene ca și mine, a uitat să se înscrie. Deci el, dacă se înscria, era favoritul 2. Deci e cap de serie numărul 2, ceea ce e bine și pentru el și pentru noi ca turneu, că avem meciuri spectaculoase. Și un examen și pentru tine, nu? Din punct de vedere al organizării. Da, să vedem dacă am ales bine această perioadă de examene. Da, sigur. Ce șanse sunt să vedem un jucător român care să plece din postura de câștigător? Par destul de mari. Am urmărit ceea ce fac în circuitul acesta ITF Antonescu și Dima, pentru că eu zic că ei sunt, să spunem, vedetele acestui Futures. Numele de rezonanță. Da, și amândoi joacă bine, prin semifinale, finale, deja în mod constant. De aceea pronosticul meu, nu știu acum o să curgă tablou, cred că Antonescu e pe partea lui Dima, deci chiar în finale nu se pot vedea, dar văd un român în finală. Mâine ce meciuri sunt programate, Patrick? Mâine, pentru că știu că s-a dat peste cap tot programul cu, din cauza vremii. Deci, însă vor trebui să se joace în timp util pentru a se termina până la urmă acest turneu, nu? Da, regula spune că ar trebui să terminăm pe sâmbătă. Dacă mâine va ploua, sigur nu vom termina pe sâmbătă, vom avea finala de simplu, cel mai probabil duminică. Dar noi încercăm să comprimăm meciurile, să terminăm sâmbătă și atunci mâine am programat dimineața turul întâi, care meciurile rămase din turul întâi, și după amiaza cei care câștigă să mai joace un meci ca să ajungem să jucăm așa cum era propus, dar astăzi cum n-am jucat, am rămas un pic în urmă. Vor fi meciuri spectaculoase în zilele care urmează? Știu că finala de dublu întotdeauna s-a lăsat, da, cu spectacol. Dublu întotdeauna e cu atât mai spectaculos. Avem perechi foarte... Avem un jucător, Anagnastopol, care acum câțiva ani a jucat și cu Florin Merge aici în echipa și câștigat, și el a venit special pentru dublu. De asta zic că nu este o probă chiar de neglijat. Și da, vor fi meciuri spectaculoase, chiar meciuri foarte echilibrate din primul tur, care nu se știe niciodată rezultatul. Echilibrate au fost, scuză-mă, și calificările. Nu știu dacă echilibrate, dar spectaculoase cu siguranță. Aici Patrick poate să ne spună mai multe, dar spre bucuria lor, a celor de la club, un jucător de-a lor, foarte tânăr, de 16 ani, exact, Brudan, a ajuns pe tablou. Da. Mi se pare notabil, chiar dacă acum are ghinion. Băiatul la Winners Tennis Club, da, are 16 ani, din ce am văzut. E chiar prima este surpriza turneului până la urmă, până acum. Chiar e prima dată când l-am văzut jucând și m-a impresionat. Efectiv, am văzut niște mingi la el, după care am zis că hai să mai rămân să mai văd, și n-a jucat cu un băiat deloc de care să joace slab, chiar un băiat foarte, foarte valoros, care a jucat și în anii trecuți foarte bine și nimeni nu se aștepta, mai ales la scor. Cum și atât două seturi. Și creșterea. Cred că cel mai important e că a avut șansa să joace aici, a jucat, n-a avut nimic de pierdut, nimeni nu pune presiune pe el, are 16 ani, probabil și adversarul a fost un pic intimidat. Și nu numai asta, a jucat chiar foarte... Și până la urmă a prins curaj. Chiar foarte solid și a câștigat pe merit. Și n-a pierdut niciun set în calificări. Da, cele trei meciuri, niciun set. Și probabil câștigând aceste meciuri a prins și curaj, și moral. Și acum cu curajul, nu știu, că o fi prins, am vorbit eu cu el pe Facebook, dar joacă cu Antonescu. Primul tur, asta e puțin mai dificil. Dar oricum sunt și trei clujeni, l-am amintit pe Ciprian Porumb, Patrick, mai este Jecan, un jucător matur, să spunem, la 25-26 de ani, care a jucat la început. Bine, și a fost și antrenor la Winners, deci e de al casei. Și așa că, uite, se leagă niște lucruri și de Cluj. Până la urmă a apărut și acest tânăr, Brudan, pe tablou și se poate vorbi
cu un ușor patriotism local și despre faptul că, iată, reușesc și clujenii să ajungă în fața celor care le sunt mai apropiați. Cu siguranță va fi plin de părinți, de rude, de prieteni acestor trei jucători. Sigur, Patrick, știu că urmărești tenisul în continuare, chiar dacă ai examene. Ce vine din spate până la urmă? Ești cel mai în măsură să ne spui. Da, vorbim despre băieți. Sigur, despre băieți. Poți să ne spui și despre fete. Însă despre fete deja avem atâtea nume fete valoroase. Încât, da. Cred că un pic se face diferența, că cel puțin în România fetele sunt puțin mai serioase, mai ambițioase și știu mai mult ce vor decât băieții. Băieții sunt puțin mai delăsători și cred că de-aia avem mai multe valori în tenisul feminin, dar la băieți e puțin mai greu, nu știu. Nu prea văd neapărat pe cineva, cel puțin de vârsta mea, care să vină solid, solid din urmă. Avem și aici doi jucători care sunt de vârsta mea și joacă aici, dar eu, sincer, singurul nume care pe mine îmi place foarte mult cum joacă și am și jucat cu el e Dima. Dragoș Dima e un jucător care pot să spun că în câțiva ani are toate șansele să ajungă foarte sus. Și de ce te întreb? Pentru că vorbeam și cu Ovidiu la un moment dat și la Cupa Davis va fi nevoie de un schimb de generații. Și atunci, da, ce ne facem? Cred că o să avem ceva probleme după ce am rămas fără Victor Hănescu. Fără Victor Hănescu, momentan, clar. Avem o echipă tare pentru că cel puțin dublu mergea și Horia Tecău. Avem un dublu foarte redutabil și Marius Copile pe val joacă bine. Adi Ungur la fel, adică fiecare poate să producă surpriza, dar din urmă chiar nu știu ce se va întâmpla mai încolo. Da, cred că suntem așa la o analiză a celor de pe piața tenisului mondial, pentru că dacă România a ajuns în grupa, va ajunge în elita tenisului din Cupa Davis, se poate vorbi despre asta. Deci suntem printre puținele națiuni care are acest hiatus între, să spunem, jucătorii cu nume sau primii trei jucători și următorii. Primii trei jucători sunt în proximitatea locului 200 în România, Hănescu, Ungur și Copil, în ordinea inversă de data aceasta. Și următorul este un jucător crivoi care joacă și nu joacă, care mai mult e în Australia decât în România. Din discuțiile mele personale cu el, s-ar cam lăsa el, jucător de locul 400. Apoi urmează acest Dima spectaculos de care vorbește Patrick, undeva pe la locul 461. Dar care mai trebuie să crească? Antonescu pe la 491 și după aceea curg spre locul 700. Deci, din acest punct de vedere, el are dreptate când se uită și el, știind despre ce vorbește, cu siguranță, știe că e nevoie de ani ca să ajungi acolo. Nu poți să fii 800 și mâine să fii 120. Corect. Mai trebuie să câștigi niște turnee. N-ai unde să joci. Nu poți să joci direct la Roland Garros de pe locul 900. Și atunci nu poți face punctele acelea. Uite, Patrick acum joacă sfert de finală Copil în Olanda și a urcat doar 16 locuri. Doar, zic. Da. În sensul că e tot pe la 180. Cu cât ajungi mai sus, cu atât se urcă mai greu. Adică, spre exemplu, ca să ajungi de la 130 să ajungi pe locul 99 în primii 100, trebuie să-ți dublezi punctele. Adică să faci dublu decât ai făcut până acum în toată cariera. Ceea ce e enorm. De-aia mulți jucători se pierd. Și acum procentajul acela, cu siguranță te-ai uitat și tu, al jucătorilor din prima 100, păi sunt jucători de media celor din prima 100 e 30 de ani, ceva de 28, 27, acum câțiva ani era 23, deci a evoluat foarte mult. În prima 100 sunt jucători de ăștia de 19 ani, 2 poate, da, sau 2 1. Jucători. Deci nu mai e așa că vin, trendul nu-i cine vine din urmă, nu mai e Michael cine Chang sau Borg sau oameni care să la 17 ani să câștige un Grand Slam. Cine se menține? Ci din contră, în primii 10 sunt acolo, chiar că sunt de 30 de ani media, nu? Primii 10, primii 20. Clar. Da. Și apropo de carieră, Patrick Ciocilă, când te revedem în teren? Multă lume se întreabă, știu că ai examene acum, nu poți să le îmbini oricât ți-ai dori. Am avut o serie de examene foarte complicate. A trebuit să recuperez tot ce n-am făcut în câțiva ani buni. Te cred, pentru că mai mult ai fost plecat pe la în 4-5 luni. Am avut cu un profesor, m-am întâlnit, cred că nici n-am mai vrut să ne vedem după ce am terminat, pentru că ne-am întâlnit de 5 ore pe zi, în fiecare zi, fără pauze. Și de când am terminat am început să joc, dar momentan sunt un pic, nu sunt foarte pregătit fizic pentru că făcând așa pauză și voi mai avea o serie de examene în
toamnă, dar celălalt va fi mai ușor și vreau să mă apuc să mă și antrenez în următoarea perioadă. Dar vreau să iau încet și să nu risc vreo accidentare, cum am făcut și aici. Pentru că dacă jucam aici, puteam să fac o surpriză, dar poate după aceea mă accidentam și n-avea niciun rost. Din 2016 vom auzi de tine din teren. Sper, sperăm, nu? Eu sper. Ovidiu, revenind la subiectul nostru, Maxime Chazal, un francez, pare a fi favorit, numărul 448 ATP. Da, e un jucător imprevizibil, un jucător de consistență, dar un jucător care de multă vreme stă cantonat în zona aceasta de loc 400-300 și, în schimb, nota bene, are adepți în Cluj. De fapt, când vin francezii, vine și un contingent serios de studenți francezi, ceea ce iarăși dă o notă particulară acestui turneu. Faptul că, iată, stăm într-o companie, știu, cosmopolită. Nu suntem doar români care încurajăm pe români, ci sunt jucători străini care au proprii lor suporteri și asta este bine. Maxime Chazal este un jucător puternic, dar eu revin și spun că parcă anul acesta simt că un român va reuși și merg pe mâna acestor doi, Antonescu și Dima. Dacă va fi, în mod evident nu se pot întâlni în finală, cum am mai spus-o, dar cred că unul dintre ei va reuși și îmi doresc să fie iarăși revenit la patriotismul local, clujeni și în turul 2, cel puțin. Și, cum spuneai tu, partida de dublu care să facă deliciul publicului și o săptămână în care să ne lase ploaia, pentru că așa e foarte greu printre nori să te strecori. Dar fiecare an ați avut probleme cu ploaia, eu așa mi-aduc aminte. Păi într-o vreme era frig în mai și atunci ei au pus turneul în iunie, adică și-au ales turneul din iunie. Fie a fost foarte cald, da, și aici mă refer la temperaturi de peste 30 de grade, fie a plouat. Da, anul trecut, de exemplu, în mai am jucat și acum 2 ani și n-am mai vrut să facem turneul în mai pentru că ploua foarte mult și terenul era foarte mult, jucătorii erau nemulțumiți și nu era până la urmă nici vina noastră, dar nici vina lor. Și atunci, ca să-i mulțumim pe toți, am încercat să mutăm turneul mai târziu, dar se pare că tot acolo am ajuns. Apropo de turnee, Patrick, ce urmează la Winners? Pentru că știu că vara sunt foarte multe turnee. Mai pregătiți ceva în perioada imediat următoare? Vara aceasta vom organiza foarte multe turnee de amatori, pentru că se joacă amatorii, circuitele de amatori sunt foarte căutate acum, foarte mulți oameni vin spre tenis, probabil și pentru că Simona Halep are performanțele care le are, mult mai mulți copii vin la tenis. Vom organiza și o tabără care va începe în 20 iunie pe durata 3 luni, care vor fi mulți copii care oricum voi aveți și acele programe cu tenis 10. Exact, vom avea și multe turnee de copii pentru că vrem să încurajăm și copiii mici să joace tenis și vom organiza și o tabără care va ține pe toată durata verii, unde părinții vor avea ocazia să-și aducă copiii la club și să facă diferite activități, mai bine decât să stea în fața calculatorului. Corect, sau pe tablete. Normal. Sau pe alte minuni. Ovidiu, tenisul crește la Cluj, an de an. Mie așa mi se pare. Dacă te referi la marea masă sau la masă, cei care da, ca și sporte de au apărut de foarte multe, foarte multe cluburi de tenis și asta este foarte bine. Chiar dacă aparent asta ar concura, să spunem, clubul Winners, până la urmă cred că lucrurile nu trebuie văzute așa, ci din concurența aceasta se extragă elementele benefice și anume faptul că plecați poate de la modelul lor și ceilalți să construiască și să ai într-adevăr calitate în ceea ce privește condițiile în care să-ți desfășori aceste activități. E mult mai plăcut să vezi grădinițe și la ei și la alte cluburi există grădinițe care își fac programele, orele de sport pe terenurile de tenis, aceste summer camp-uri care prind din ce în ce mai mulți adepți, bineînțeles acompaniate toate acestea de programele clasice cu antrenor, asta însemnând că orice adult poate să meargă să-și ia un antrenor și să facă tenis în diverse părți ale orașului, cluburile toate sunt cochete, drăguțe și din acest punct de vedere cred că, iată, Clujul a făcut pași importanți dacă acum 10 ani, cum spuneai tu, era cam secetă la nivelul acesta al condițiilor. Da. Patrick și Ovidiu, vă mulțumesc. Patrick, să-ți iasă bine acest turneu. Mulțumesc frumos de invitație. Final, doamnelor și domnilor, așa cum v-am anunțat, urmează Poveștile lui Pilu cu profesorul Vasile Dobrău. Vizionare plăcută, iar eu până data viitoare vă doresc numai bine.